Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și vreau să-ți arăt azi o rețetă indiană care pe mine și pe familia mea pur și simplu ne-a cucerit. Este un pui condimentat în stil indian și gătit la cuptor după rețeta de pui tanduri sau tanduri murghi. Sper că am pronunțat bine. Rețeta o fac după Julie Sani, care a publicat-o în această mare carte galbenă, Classic Indian Cooking. E o carte foarte faină, plină cu tot felul de rețete care mai de care mai tentante și în afară de asta îți oferă și o perspectivă foarte interesantă asupra culturii, religiei și tradițiilor indiene la modul foarte general. În afară de asta, ceea ce apreciez la cartea lui Julie este faptul că adaptează rețetele, îți oferă practic o soluție ca să poți găti rețetele tradiționale indiene într-o bucătărie utilată în stilul occidental, așa cum avem și noi acasă. Rețeta asta, de altfel, se pregătește în India în tandur, de aici și numele ei, un cuptor circular, de obicei din lut sau din fontă, pe care evident că cei mai mulți dintre noi, sau probabil chiar toți, nu avem de unde să-l procurăm. Însă, cu sfaturile lui Julie, reușim să facem rețeta asta și într-o bucătărie cu un cuptor clasic și să ne bucurăm de un gust cu adevărat autentic. Vei descoperi ingredientele pe măsură ce voi avea nevoie de ele și, pentru început, să știi că pentru rețeta asta poți folosi puiul întreg, bucățile bune de friptură de la un pui sau doar pe acelea pe care le preferi. Carnea trebuie să fie cu os, așa că eu voi folosi 1,2 kg de pulpe inferioare. Ceea ce este diferit față de rețetele de pui cu care suntem obișnuiți este că bucățile de carne trebuie să fie curățate de piele. Julie explică să facem asta ajutându-ne de un șervet curat de bucătărie pentru o priză mai bună. Și chiar funcționează, merge foarte ușor. E o rețetă indiană, așa că acum intră în scenă condimentele. Într-o tigaie uscată încinsă pe foc mediu, pun 3 păstăi de cardamon și o linguriță rasă de boabe de muștar negru. Prăjesc condimentele până când li se intensifică aroma, iar boabele de muștar încep să pocnească. Fierbinți, direct din tigaie, le pun în mojar și adaug jumătate de linguriță de chimion. Ar fi trebuit să prăjesc și semințele de chimion, dar nu am decât măcinat, așa că îl adaug în mojar peste celelalte condimente fierbinți și le zdrobesc pe toate împreună, iar dacă ție nu-ți place chimionul sau vreo altă mirodenie din cele pe care le-am folosit, pur și simplu renunță la ea. Cern condimentele pisate într-un castron mare, ocazie cu care scap și de păstăile de cardamon uscate. Adaug 150 de grame de iaurt natur. Fac o scurtă paranteză, să știi că din varianta de rețetă pe care ți-o prezint astăzi lipsește un singur ingredient. O anumită pudră indiană pentru prăjezirea cărnii, meat tenderizer, care e destul de greu de procurat, dar poate că aș fi făcut efortul de a face rost de ea, însă am văzut că pe lângă pudra de papaya, despre care știam deja că are acest efect de frăgezire a cărnii, mai conține și niște substanțe cu totul necunoscute. Așa că am considerat că lămâia, care deja face parte și din rețeta originală, va face exact același lucru foarte bine. Așa că tai în două lămâie și o storc peste condimentele și iaurtul din castron, trecând zeama prin sită ca să scap de sâmburi. Curăți 2 căței de usturoi mari și o bucată de ghimbir cam de 4-5 cm. Le răzuiesc printr-o răzătoare cu găuri mici și le adaug peste restul ingredientelor din castron. Mai pun și o linguriță cu vârf de paprika dulce, cât mai roșie și mai aromată, o linguriță rasă de piper negru proaspăt măcinat și jumătate de linguriță de fulgi chili, cu precizarea că poți adăuga mai mult dacă îți place mai picant. Mai pun și o linguriță cu vârf de sare și amestec totul bine. Uite ce culoare frumoasă! Dacă guști amestecul ăsta, vei constata că e super, super gustos. Asta e marinada. Adaug, deci, puiul cel despielițat. Îmi iau o pereche de mănuși și amestec bine, masând fiecare copănel în parte. Acopăr castronul cu folie și puiul va petrece în această marinadă aromată minimum 4 ore la temperatura bucătăriei sau mai mult chiar peste noapte la frigider.
Însă puiul nu trebuie să stea în marinadă mai mult de 24 de ore pentru că ar putea să-și piardă textura specifică a cărnii. După trecerea timpului de marinare, dacă puiul a stat la frigider, e nevoie să mai petreacă măcar o oră la temperatura camerei pentru a reveni la temperatura ambientală. Mai departe, cuptorul e deja pornit, e setat la 230 de grade Celsius și îmi pregătesc și 60 de grame de unt clarifiat. Despre untul clarifiat am vorbit la Cartofii Ana, linkul doar ce a apărut pe ecran, și dacă nu ai unt clarifiat, îl poți înlocui cu ulei. Dar totuși, cine ar înlocui untul cu ulei? Untul e bun! În tava cuptorului am așternut o coadă de hârtie de copt. Așez aici un grătar metalic care va permite bucăților de pui să se gătească fără să vină în contact direct cu tava. Tăvălesc fiecare bucată de pui prin untul clarifiat topit și pe rând le așez pe grătar. Dau tava la cuptorul preîncins la 230 de grade Celsius ventilat. După 20 de minute, voi întoarce pulpele pe partea opusă și le voi găti în continuare încă 10 minute. Dar, atenție! Dacă puiul nu a fost adus la temperatura ambientală înainte de a-l da la cuptor, adică dacă e prea rece, indicațiile privitoare la timpul de gătire nu vor mai fi valabile. După cele 30 de minute la cuptor, iată, am obținut aceste pulpe super rumene. Sunt sigură că sunt bine gătită, dar verific, vreau să vezi și tu, cu un termometru cu citire instantanee. Temperatura internă a puiului trebuie să treacă de 75 de grade Celsius ca să fie bună pentru consum, ceea ce, uite, se întâmplă. În bucătăria mea miroase fabulos și sunt nerăbdătoare să mă așez la masă. Am pregătit și un pilaf de orez cu șofran în stil indian și cu fulgi de ceapă prăjită. Vom avea astăzi un festin indian pe cinste. Puiul ăsta e atât de fraged și de gustos, nu e prea picant, are doar un pic de viață. Îți recomand rețeta din toată inima și chiar te rog să o distribui și prietenilor tăi pentru că sunt convinsă că multora le va plăcea. Și nu uita că pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram, de curând și pe TikTok, iar canalul de YouTube rămâne locul unde te aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase. Pe foarte curând!